full mucații și gura, da. Nu mai am bani. Irina o să facă prova. Cât am dat pe ce? Pe total? Ăsta, da? Arată la oameni direct. Cât mă? Are excited? Ce? Ești excited? Da! Adun. Avem câștigat, șuncă, brânză, avem de toate! Salutare, Daily Vlog, începem vlogul cu o întrebare. De ce stau femeile atât de mult la baie? Iubire, mai ai? În cât timp crezi că ești gata? Păi nu te văd măcar la față. Mamă, ce fel stă, zici că e acoperiș de la... și că e cuib de cioară. Ești cea mai frumoasă, vină cu aceste prezint pe vlog direct. Zici că ești fetița cu chibrite. Bună. Vreau să super băbeșesc! Și că asta e Colindă, mâncava și gura voastră. Ești bine? Da. Băi, vă salută, fratele, cu și bine v-am găsit la un nou episod și n-aveam de unde să facem acest vlog mai bine pe intro decât de la Jumbo. Eu sunt Cunacu, ea e iubita mea Irina și vă invităm să urmăriți un vlog super, super tare pentru noi, pentru că noi mergem acum să facem cumpărăturile pentru, da, ați ghicit, bradul de Crăciun, brad pentru brăduț. Iubire, du-te și ia niște bănuți din aia, să avem 50 de bani. Una de 50 de bani. Eu vă zic un secret micuț, eu nu am vrut să cumpăr așa multe chestii, dar vrei nu, ca și n-am cum să-i spun nu, așa că suntem aici. Nu uitați mare, like, subscribe, follow pe Instagram, link-urile în descriere pentru amândoi. Gata. Are excited? Ce? Ești excited? Zău. Zău un pic, dar sunt... Mai mult? Un pic, adun. Uite, sunt artificii de-alea. Da. Eu luam cadou la aia mică. Ce cadou? Păi să ia și cadou, da. Hai, alege tu. Două? Da. Mai merge unul, cred că trei. Să nu fie ca la mort. Tot ce culoare? Tot roșu. Tot roșu? Da. Nu pe asta, că l-am luat de pe jos. Aha. Gata. Două de astea mici, două de la mort. Uite, asta putem să punem pe ușă. Da, uite mă. Ia. Aia e, uite asta așa. Bună asta? Mhm. Deci am atasă, nu? Da. Și nu mai punem altceva? Nu. Mai punem altceva? Încă una de asta. Fie 4 de aia. Trebuie să se astea doar. Și vreau poate să vezi roșu și albă, nu? Ce culoare vrei să iau, roșu sau albă? Dă cu bani? Da. Nu mai am bani. N-am bănuți. Dacă pică pe asta, luăm roșie. Dacă pică fără asta, luăm albă, da? Da, și arunc așa. Roșie. Roșie. Și la gloabe. Fii atentă. Luăm un dăstam pe aici? Da. Nu vrei să luăm pe ăsta așa? 100 de bucăți. Sunt și mari și mici. Poate găsim cu moații direct. Păi, n-are cum să n-ai. Au moații, dar separate. A, nu o să găsești. Nu? Băgate, nu. Uite acolo. Uite, luăm două. Astea sunt frumoși tare. Astea, odată. Luăm două de astea? Da. Câte sunt? 13 bucăți. Deci 24 da. Toate astea. 24 de bucăți. Și alea sunt 50. Și mai aruncă 24 normal. 24 cu 50.
Multe. 6 bucăți de 6 cm. Luăm 6 și ne mai trebuiesc încă 20 fix. Ce trebuie și pe asta? Mama, astea ești că spuf. Da, ești că spuițele mele. Mamă, câte globe am luat. Roșii, așa. Asta nu-ți place? Ba da. Arăt foarte frumoasă, să știi. Sunt sigură că sunt foarte frumoasă. Trei de alea, trei de astea. Ajuns să împodobești un braț plângând pe Jingle Bell în loc de globulețe. Tu ești prea cealapa de ei. Și acum ne mai lipsește să mergem în pădure acum. Să tăiem un copac. Tu știi că eu merg pe night assist. Trebuie să nu-mi etichete pentru porc. Hai, mamă! Etichete pentru porc? Da, ca să pui pe... Hai, mai ia. Păi câte? Ia încă o de aia. Luăm și o de asta. Și ia și mai mare dacă e. Mai mare? Da, uite, gen... Poți să-ți iau cu prințesul. Uite așa, da. Tempo. Abia aștept să mănânc șerici. Haide, vamos! Ce le-ai spus oamenilor? Vamos! Tu ești cea mai cea la padie, femeie. Uitați-vă, mă, mâncați-i și gura ta cu părătoș. Haide! Doar începutul. Tu ești, haide, luăm pe ăsta. Bine. Nu e mare așa. Tu vine bradul aici? Face amici pipi de dor pe el. Face amici pipi de dor pe el. Ami, dacă vezi asta... Am, stai! Ce am. Faci, bă, femeie? Stai, măi! Hai să luăm și doamne ceva. I am Snow, Jon Snow. Știi că ea din Game of Thrones aveau gen... Șubele lor erau făcute din covoare de la Ikea? Da? Da. Nu știu. Acum. Hai, poate cățin să-i luăm și doamne. Eu cățelul. Eu cuptor de ușă. M-am speriat! Hai să mergem la cățin. Uite acolo. Arează de copii și am zis cății? Nu cred. Hai. Hai să luăm oameni ceva. Merită și oameni ceva. Asta nu-l încape, mă, pe am al cei. Ăsta e loc. Prințesă. Da. La noua găsă de Crăciun ceva? Păi era mai jos. Nu e, nu luăm cafea. Hai, luăm fostița asta? Da. Asta sau asta? Fostița. Asta? Da. Bine. Să fie foarte frumoasă. Căruțu, căruțu, hai să îi schimbăm lui Tomi. Vrei să-i punem de aia zanga? Asta? Da. Nu, albastru de băieței. Păi da, dar e de Crăciun. Albastru de băieței? Bine, e de Crăciun. Uite, ia-i de aia cu alea, să fie șmecher. În 10 la pisici să fie el. Care? Aia cu scumpici. Asta? Asta? Păi ia tu care zici tu că nu știu, mă pui că nu, dar nici stânga dreapta. Aia am pus mâna pe ea mai devreme. Dar nu mai întreba dacă asta. Ce șomul doar ești. Haide până acolo. Hai să-i cumpărăm și noi ceva. Uite, iei peștele ăla. Nu știe cu pește. Ce să știe cu pește? Ăla-i tot un pește, dar nu se știe el cu el. E timpul să facem un pariu. Deci, tot coșul. Care este suma pe care crezi că o cheltuim azi? 8 milioane. 800 de lei vechi? Da, eu zic 11.300.000, adică 1.130. Nu, eu cred că 800 de lei. Cine e mai aproape, fii atent aici. Deci dacă eu sunt mai aproape, tu îmi faci mie un masaj. Și dacă tu ești mai aproape, eu îți fac ție un masaj de seară. Merge? Bine, merge. Merge? Așa, bun, hai să vedem. Puneți pauză și spuneți-ne cât credeți voi că am cheltuit. Și apoi vedem. Și ia să facem un concurs. Cine e cel mai aproape de sumă o să primească un cadou de la mine, de Crăciun. E full mâncați în jurul ăsta. Irina o să facă proba. Zi, cât total? Am dat pe ce? Pe total? Ăsta, da? Arată-l la oameni direct. 1232. Cât, mă? 1, 2, 3, 2. Deci am pierdut. Diseară ce faci? Masaj. Bravo, echipă. Acum facem un unboxing. De ce ne uităm la băieții mei la Liga României, Liga Manevrelor, ok? Puțin de dezordine la noi, nu vă supărați, dar nu e zi de curățenie. Arabau, al meu e jos. De la Redox pe distanță.
Aceasta este o ladă frigorifică, nici prea mare, nici prea mică, exact ca să putem să o băgăm pe oriunde unde avem nevoie. Eu m-am gândit prima oară aici, dar nu am loc, așa că o să o bag sub scară, nu contează locul. Important e că ne cumpărăm un porcuț și să avem, să putem să băgăm pachete și să scriem pe ele gușă, codiță de porc, genunchi de porc și toate astea și să le avem la rece. Să le avem până la anul undeva în mai, iunie, iulie. Și când azi să facem, avem câșbă, șuncă, brânză, avem de toate! Irina ne prezintă noua noastră ladă frigorifică. E foarte frumoasă și încăpătoare, este de culoare albă și cred că eu am loc aici înăuntru, sincer. Ta-da! Dacă vin prietenii mei de mâine și o să zică că miroase urât la mine și o să zică mi s-a stricat niște carne, ce înseamnă asta? Dacă v-ați prins, să-mi spuneți, dacă scrieți în comentarii. A, eu acum am prins! Eu... Ce fata de bun terier ai mâncat și gura ta, crețule! Da, vă strălucește și luminește și luminește. Și ce trebuia să zic, am uitat. Bună echipă! Bebe mi-a zis să zic așa. Avem un cămăraș alt pe care spunem Bradul. Avem un cadou mic, niște globuri mici, o față de masă și asta care n-ar trebui să meargă, dar nu merge. Nu, uite, asta nu merge. Trebuia să scrie Merry Christmas pe pereți și nu scrie. Globuri roșii mici. Ha! Nu, că eu nu se vorbească. O să zic că porc șosete la papuș cu deget. O fundiță mică, mică, roșie cu sclipici. Mai multe fundițe mici roșii. Avem luminițe și beteală și un mic ren. Așa. Uite ce am găsit! Are mustața strâmbă, dar nu contează. Ia uitați! Beteală albă, beteală roșie și mai multă beteală roșie. Wow, ce tare e! V-ați dus numai după artificial, dar mirosul ăla, nici cu colindul nu primiți, nici cu colindul vă duceți, brad artificial. Bună! Avem și alte fundițe drăguțe mici. Mamă, e gigantic! Ați mai văzut brad atât de mare? Uite, bebe, și pentru tine! Am luat și asta. Și avem și zăpadă. Zăpadă artificială. Și fundițe și mai mici. Încă un cadou. Dar să știți că e cadou fake. Globuri cu sclipici. Niște fulci roșii. Și globuri, uitați-vă, globuri drăguțe cu sclipici. Și mai multe globuri cu sclipici. Coz de sirene. Sunt tot fundițe cu... D-astea așa. Și avem... Uite! Avem de-astea, putem să dăm drumul la una? Nu acum, la, după ce trebuie în bradul, da? Bine. E căh, mama, e căh. Căh. O, inelușa aia de țara ție. Sunt din jumbo. Și un cadou. Ce? S-a ciubit? Moșu. S-a stricat cadou. Pregătită bătaie, bradul. Da? Păi de la tău, da. Ami, hai la data, hai. Hai, te vină cu ia uite. Hai să vă arătăm pe Ami. Ami Bagavanta, care are o fustiță pe ea. Ami, și-o mâldoaca. Ia vezi, Ami, îți place brăduciul ăsta? Îți place brăduciul? Ia uite aici. E frumos, tata, aici vine Moș Crăciun și la tine. Vine cu niște bobițe, da, da. Mamă, mamă, iubește-mă, hai. Hai sus, hai sus. Hai sus, tata. Ce fustiță are? Ne apucăm să facem bradul. Thank you.
Tereni, Lumășu? Cadouașă. Ia primul cadou. Ia primul cadouaș. Hecărenii pui ultimii pui. Merge cea pe bună, nu? Te să-l botezăm pe ăsta? Ce nume îi punem? Mihai. Nu, Mihai, că Mihai a fost... Mioiță. Morcovel. Ce nume a spune? Spuneți-mi un nume pentru acest... Îl cheamă Turtă Dulce. Turtă Dulce? A, ce drăguț. De ce se uită așa? Câș? E paliuca, bebe. Aici e un pic mai chel. Dar Moș Crăciun știe că e chel la spate? Da. De unde știe el? Tu mai crești Moș Crăciun? Da. Eu cred în moșul. Ho, ho, ho. Da, nu acolo, eu, uite așa, aici. Eu nu mai scot pe asta aici. Aici la Sisne, mă, până la anul. Păi să o filește, mă. Îl bag în apă. Îl pun în ghiveci. Și acum vine momentul să o punem steaua. Sus de sare. Pida mătii. Oh, aleu! Ajungi? Da. Ajungi? Da. Ah. La ce strâmbă? Păi nu știu. La! Puiilor, eu am fost Conacu. Și eu, Irina. Și ăsta a fost brăduțul nostru. Dacă vă place, fiți atenți aici. Vrem să facem o chestie, dar fiți sinceri. Noi acum o să dăm o notă bradului și voi trebuie să dați o notă bradului în comentarii, da? În comentarii după clip. Scrieți în rubrica de comentarii acolo, să strângem multe. Ce note dai? 10. 10? Eu dau 8. De ce? Pentru că nu l-am podobit la spate. Și Moș Crăciun știe. Păi nu știe. Nu știe? Eu dau nota 8, ea îi dă nota 10. Vă pupăm, vă mulțumim că ne-ați urmărit și nu uitați, follow pe Instagram, like, subscribe și comentariu neapărat, că ne ajută foarte, foarte mult. Sărbători fericite vă urăm și cel mai frumos Crăciun și Revelion. Grijă mare la băută la Revelion.